Premierul Victor Ponta a dat lămurire în acest sens. Este vorba despre o estimare pentru 6 ani de acum încolo. E vorba de 2500-1900 într-un an. Important este că noi avem cadrul legal care există din 2006, nu? Pentru a plăti salarii compensatorii. E o realitate că se restructurează companii și sectoare. Pe de altă parte, Victor Ponta a evidențiat faptul că apar și noi oportunități pe piața locurilor de muncă. Acesta a exemplificat prin prezența sa în municipiul Slatina la inaugurarea primei secții de cabluri de fibră optică. La Slatina ieri s-a deschis o fabrică, 500 de locuri de muncă, o companie a numărul 1 în lume în cabluri de fibră optică, de comunicații și de energie. Proiectul de act normativ vizează aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective.